Ministrul de Externe, Oleg Țulea, pleacă de la conducerea diplomației moldovenești. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a avizat astăzi candidatura demnitarului pentru funcția de ambasador al Moldovei în Ungaria, post la care revine după o pauză de mai puțin de un an. Oleg Țulea a condus misiunea diplomatică a țării noastre la Budapesta în perioada 2016-martie 2020, când a fost numit ministru de Externe în guvernul de coaliție PSRM-PD. Potrivit legii cu privire la serviciul diplomatic, ambasadorii sunt numiți și rechemați din funcție de președintele Republicii Moldova la propunerea guvernului. Amintim că în perioada 2005-2014, Oleg Țulea, care acum are 40 de ani, a fost deputat în două legislaturi și adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului din acea perioadă.